imagini incredibile în județul Constanța, unde o mașină a fost pur și simplu transformată într-un morman de fiare după ce a fost lovită de un marfar. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc între localitățile Ovidiu și Mihail Cogălnicianu. Trenul privat de marfă a acroșat mașina și a târât-o 10 de metri până a ajuns pe un pod. În mod miraculos, pompierii au reușit să-l scoată pe șofer conștient dintre fiarele contorsionate, însă cu răni destul de serioase, așa că a fost dus la spital. Din cauza că bucăți din mașină au căzut pe șoseaua care trece pe sub pod, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri și deviat temporar pe un drum județean.